Așa e când ai prea mulți bani. Te plictisești repede. Elon Musk pare că s-a plictisit de călătorii în spațiu și mașini care se conduc singure. A spus că se gândește să lase totul și să se facă influencer. Are șanse de succes. Are deja 66 de milioane de fani pe Twitter. Și Musk chiar ține la părerea lor de când i-a întrebat dacă să vândă din acțiunile Tesla sau nu. Iar fanii îl ajută cu sfaturi de fiecare dată și acum mai mulți influenceri i-au spus secrete din domeniu. Un sfat să fie super încrezător, să fie natural, să fie el tot timpul. Oamenii adoră naturalețea și vulnerabilitatea, aș putea spune. Da, deschiderea, să fie vulnerabil, să se deschidă, să ne dea niște insideri. Mie mi se pare doar o glumă bună, cu toate că sumele pe care le-ar câștiga o persoană atât de cunoscută precum Elon Musk făcând reclamă la Coca-Cola, McDonald's sau Apple sau orice alt produs, sunt uriașe, sunt colosale. Adică e vorba de milioane de dolari pe care o vedetă precum Beyoncé sau Serena Williams le câștigă din publicitate. Că îl subestimez pe Musk, nu-l subestimează nimeni în lumea asta, că nu mai îmi găsesc cuvintele când încep să vorbesc de Elon Musk. Dar lasă-o încolo de treabă, Musk influencer, să se ocupe acolo de ce face el, că este un vizionar. Mare el nevoie să fie influencer. Păi nu e deja influencer cu orice declarație a lui, se vede imediat la bursă, adică orice tweet al lui Musk și uite așa, acțiunile sus, jos, sus, jos și Bitcoin-ul și acțiunile Tesla și câte și mai câte. Păi da, dar nu full time, ce vrei să vezi cum creme promovate de Elon Musk? Mai bine decât să facă declarațiile astea, să zboare bursa așa în sus și în jos, da, să promoveze creme. Bine, doamne, haide și în juriu la Șerban. Șerban, ce alte cazuri din astea celebre mai există? Angela, sunt foarte multe și majoritatea parcă se învârt în lumea asta, oamenilor cu foarte mulți bani. Unul dintre cele mai celebre cred că e Arnold Schwarzenegger, care a trecut de la cariera de culturist la actor, apoi la guvernator în Statele Unite. Rămânând un pic la politică, până și Donald Trump era om de afaceri și a devenit președintele Statelor Unite ale Americii. Și exemplele pot continua. Julio Iglesias a fost portar de fotbal și este unul dintre cei mai mari cântăreți latino din istorie. Dwayne The Rock Johnson a fost wrestler și acum este actorul care produce cei mai mulți bani de la Hollywood. Și bineînțeles îl avem pe prințul Harry, care a renunțat la moștenirea sa în familia regală și a devenit influencer între timp. Ceea ce cumva cred că l-a pus și pe Elon Musk pe gânduri. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că s-ar potrivi foarte bine lumea asta influencerilor, cum el oricum e foarte, foarte atașat de social media. I-a dat idei lui Elon Musk. Mulțumim, Șerban. Hai.